Și mergem în aceste momente în platoul Actualitatea, acolo unde este și Tudor Mușat. Bună seara, Tudor! Bună seara, bine v-am regăsit. O să ne uităm astă seară în emisiune la cum arată democrația despre care ne tot vorbesc politicienii de la putere de dimineața până seara. O democrație în care, o să vedeți, ambele partide de la putere din coaliție își angajează răspunderea pe ceva ce n-au văzut la ordinele unor lideri, ale unor grupuscule extrem de restrânse din partidele lor. Asta e democrația pe care ne-o propune PSD-NL, această coaliție, atunci când vine vorba de creșterea unor taxe fără dezbatere, de luarea unor măsuri fiscale fără consultări măcar în interiorul partidelor, dar și cu societatea civilă sau cu experții din economie. O să discutăm de asemenea și despre torentul de statistici îngrozitoare legate de aceste stații GPL pe care le întâlnim la tot pasul. Dincolo de statistici însă, unde e răspunderea penală, unde e răspunderea primarilor, unde e răspunderea ISU, unde e răspunderea autorităților care nu fac decât să calculeze și să inventarieze nereguli și pe urmă să ni le verse în comunicate de presă. O să discutăm și despre asta și de asemenea despre controversa momentului, declarații incendiare ale ministrului ucrainean de externe, care spune că Ucraina are dovezi, are fotografii că cel puțin o dronă rusească implicată în atacurile de la Ismail ar fi căzut pe teritoriul României. Evident, partea română dezminte insistent la rândul ei. Dar, oare, ni se ascunde ceva? Se omite ceva din declarațiile oficialilor români din prudență, din precauție, pentru a nu escalada situația, mai ales că suntem o țară NATO? Despre acest subiect, despre insistența cu care ucrainienii spun că ei au dreptate în subiectul ăsta, o să discutăm în foarte scurt timp în emisiune. Vă aștept în câteva minute. Gabi? Te urmărim de la ora 21. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Democrația pe care ne-o trâmbițează politicienii de la putere de dimineața până seara e doar o glumă în realitate. Și PSD și PNL au decis că își angajează răspunderea pe pachetul de măsuri care ar reduce echipurile deficitul. Doar că nici unii, nici alții nu au habar pe ce angajează servil această răspundere. Pentru PSD-iști pare cumva normal să nu iasă din cuvântul lui Ciolacu, dar cei care execută cel mai abitir comenzile PSD-iste sunt chiar liberalii. Grupul restrâns din jurul lui Ciucă și Bode a decis, odată în plus, că nu contează nimic altceva decât să rămână agățați la putere, cu orice preț, pe post de breloc al PSD-ului și înghit, iată, pe nemestecate tot ce li se pune în față. Iar partidul se face tot mai mic, și la figurat, și la propriu în sondaje. Discutăm situația imediat. O să vedeți și torentul de nereguli constatate la stațiile GPL din toată țara, inclusiv în dita mai capitala, printre blocuri, printre școli, suficiente nereguli constatate cât să nu mai dormi noaptea. Dar, dincolo de constatările astea, ce fac primarii, prefecții, ISU, parlamentarii, cei care sunt aleși sau numiți să ia măsuri ca aceste lucruri să nu se întâmple sau să nu se mai întâmple? Îi tragem oare și noi cetățenii la răspundere, prin vot, prin protest, în orice alt mod? Aceeași situație și în cazul șoferilor beți sau drogați, sau și beți și drogați care se suie la volan, pentru că ne inundă știrile, astăzi am numărat vreo 4 sau 5, o să vi le arăt mai târziu, facem ceva sau doar facem statistici? O să vorbim imediat și despre toate astea. Și o să vedem în emisiune și declarațiile incendiare ale oficialilor ucraineni. Ei spun că după noile atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, bucăți din dispozitivele explozive ar fi căzut și în România. Nu e o speculație de presă sau vreo părere a unui analist, ci declarația ministrului de externe Kuleba, care spune că există dovezi fotografice înmânate părții române. Doar că partea română dezminte oficial că ar fi avut loc un astfel de incident. Avem oare motive să credem că Bucureștiul nu vrea să facă public un astfel de episod? Din precauție, pentru a nu escalada situația la nivelul NATO, de ce această insistență a părții ucrainene? O controversă pe care o dezbatem la Actualitatea un pic mai târziu.
Invitații mei la această oră, Simona Spătaru, senator USR. Bună seara, bun venit. Seara, mulțumesc. Dan Bucura, realizatorul emisiunii Selectiv. Bun venit, Dan. Dan Vâlceanu, deputat PNL, bună seara, mulțumesc. Și Sabo Odon, deputat UDMR, bună seara, mulțumesc de asemenea. E, să vedem pe ce își angajează, asumă răspunderea politicienii din coaliție. Nu știu nici ei pe ce, în schimb, o să vedeți, cel mai tare în a apăra acest pachet, despre care nu știe altminteri mai nimic, este chiar PNL-ul, este chiar conducerea PNL-ului. Pus la zid în partid, Nicolae Ciucă bravează în fața jurnaliștilor și continuă să spună povești despre cum deciziile lui salvează țara. Uită însă că nici măcar nu sunt deciziile lui și că sunt înghițite pe nemestecate de la partenerul de coaliție. A fost vot pentru angajarea răspunderii guvernului cu respectarea principiilor pe care Partidul Național Liberal le-a enunțat și pe care l-am susținut de fiecare dată de la începerea discutării acestor măsuri. Am să vă răspund foarte simplu. Votul de astăzi, privind aprobarea angajării răspunderii, este cel care confirmă decizia, asumarea responsabilității Partidului Național Liberal pentru continuarea guvernării, pentru asigurarea stabilității politice a țării. Cât despre tensiunile din partid, bineînțeles că șeful liberalilor le minimalizează. Așa arată o democrație, încearcă să ne spună Ciucă. Ca atare, faptul că am discutat, faptul că discutăm, faptul că sunt dezbateri în interiorul partidului, arată că suntem un partid viu. Vreți să-mi garantez eu acum? Pentru partid garantez orice. Pentru anumiți oameni din partid nu putem să garantăm. Fiecare are un mod de comportament, un mod de a reacționa în conformitate cu propriile analize, cu propriile concepții. Dar este clar că dacă la nivelul partidului s-a luat o decizie, toți membrii partidului trebuie să urmeze această decizie. Da, foarte interesant ce se întâmplă. Domnule Vâlceanu, poate ne lămuriți din interiorul partidului. Deci domnul Ciucă nu știe cum arată planul. Nu știe nimeni. Dar e foarte ferm în a-i condamna pe ăia, puțin câți ori mai fi firavi pe acolo cu exprimarea, care condamnă angajarea asta pe nemestecate a răspunderii. Să știți că unul dintre răspunsurile pe care toată lumea le aștepta a fost de ce a fost nevoie de procedura asta. În condițiile în care ai un guvern susținut de aproape 70% din Parlament, de ce e nevoie să angajezi răspunderea guvernului? Până la urmă au fost atâtea și atâtea situații în care atunci când ai avut nevoie să discuți repede în Parlament o lege, lucrul ăsta s-a întâmplat foarte repede. Mai mult decât atât, de fiecare dată când a fost nevoie de măsuri fiscale sau altfel de măsuri bugetare, cum a fost ordonanța austerității, s-a apelat la ordonanța de urgență care îți permite, atunci când există o urgență, să intre în vigoare imediat prevederile respective. Și atunci am pus întrebarea, domnule, dar de ce angajarea răspunderii? Domnul Ciucă ne-a spus că a discutat cu ministrul justiției și că numai așa este constituțional. Pentru că sunt măsuri fiscale și trebuie să... Și am, evident că am pus întrebarea cu toții, păi și ordonanța 16 anul trecut n-a fost cu măsuri fiscale. Aia n-a fost constituțională? Sau anul ăsta, ordonanța austerității? Da, la fel, a fost ordonanță. Ideea este următoarea și PSD face un joc extrem, extrem de abil în momentul ăsta. Extrem de abil pentru cine nu-și dă seama. Noi ne-am cam dat seama toți în partid și tocmai de aceea a fost opoziția asta pe care probabil că ați observat-o în toată presa. Sunt colegi foarte mulți care au povestit ce s-a întâmplat aseară. Practic, Partidul Social Democrat ne pune pe noi liberalii în situația de a alege între oameni, între cetățenii României, sau haideți să nu fiu atât de general, între electoratul nostru, între oamenii care ne-au votat și proprii miniștri. Adică în momentul în care se face procedura angajării guvernului, tu nu votezi în cadrul procedurii. Opoziția va depune o moțiune de cenzură dacă strânge numărul de semnături și trebuie să votezi moțiunea de cenzură ca să nu intre în vigoare pachetul respectiv de măsuri. Și atunci tu, ca deputat sau senator liberal, trebuie să alegi între oamenii care te-au votat, între liberali,
și miniștrii tăi. Să ce strădești faci? Propriul nu e vorba, guvern. Că nu să strădezi, ce strădezi? Colegii din guvern sau propriul electorat? Sau oamenii care te-au votat? Și mai e un lucru. Nu mai poți să spui ulterior, noi liberalii n-am vrut. Dacă erau moțiile de cenzură, ajungeam în Parlament și puteam să fim 10, 15, 20, nu știu câți, care votam împotrivă. Dacă era o lege depusă în Parlament, la fel, în comisii, în plen, puteam vota cei care împotrivă, cei care nu consideram că sunt măsuri bune. Acum, nu mai apuci să votezi, pur și simplu. A venit domnul Ciuc, a zis, ne asumăm, ne angajăm răspunderea împreună cu PSD. Pe a ce, trecut domnule Vâlcean? Pe niște măsuri pe care domnul Ciolacu le va aduce în Parlament și pe care nu le știm în momentul de față. Deci noi am dat un vot în orb. În momentul în care va veni, și au mai avut câteva principii. Da, nu acceptăm una, alta. Oricum, am acceptat angajarea răspunderii. Și în momentul în care va veni proiectul acolo, n-ai ce să faci. Ori votez moțiunea de cenzură, ori nu. Cam gata cu democrația, doamna senator? Adică în momentul în care, în orb, tu ești de acord cu orice negociază un șef de partid, un adjunct de șef de partid și zice, domnule, așa trebuie. Asta e, înghite-o pe nemestecate, dar nu îi spune doar partidului lui, că acolo e de înțeles. Îi spune celuilalt partid. Și ăla, imediat ca pelicanul orbește, zice da și mai și salută după aia, cu mâna la chipiu. Nu, degeaba a fost ales totuși domnul Ciucă, președintele partidului PNL, în opinia mea. Dar aceste lucruri noi le-am arătat, adică cel puțin de o săptămână de zile, de când a venit această idee cu asumarea din partea domnului Marcel Ciolacu, am tot insistat pe această temă, că este nedemocratic să pună Parlamentul într-o astfel de situație cu puține ore înainte, practic, de a fi puși în fața unui text final, pentru că și acum și astăzi discutăm toate pe documente pe surse. În mod evident, situația PNL este cunoscută, cred că deja este asumată, nu e mult de comentat aici, se vede și din atitudinea de astăzi, de la începutul sesiunii a domnului președinte Ciucă, dar este inadmisibil și în interiorul acestor două partide, totuși, să se pună problema în această manieră în care să se voteze așa zise principii, dar de fapt în spatele lor să existe texte de lege pentru poporul român, texte de lege ascunse, ce vor fi scoase la suprafață într-un timp foarte scurt. Despre ce din informațiile pe care le avem, e vorba de niște creșteri de taxe, chiar dacă ei spun într-una că nu e, domnule, creștere de taxe, nu o numim așa. Dar totuși e vorba de așa ceva, e vorba de niște măsuri fiscale cu impact pentru aproape toți cetățenii României. Nu cred că e nimeni scutit direct sau indirect de aceste efecte. Și tu nu te consulți, nu în partid, nu cu specialiști în economie, nu cu societatea, nu cu parlamentul, care nu are cum să dezbată această chestie. Ba mai mult, cine îi induc în eroare? Că spun așa, am avut noi tot felul de consultări, dar de ce ele nu sunt publice? Care aripă a antreprenorilor a discutat într-adevăr cu Marcel Ciolacu? Adică oamenii aceștia de ce ar trebui ascunși sau nu sunt la vedere? De fapt, nu s-a discutat. Așa cum au procedat și în cazul profesorilor, când i-au dus cu vorba și iată, au trecut câteva luni, oamenii în curând se duc la catedră, încep școala și nu știu în ce fel vor fi sau nu salariile lor mărite, în așa măsură discutăm și despre oamenii ce vor fi impactați cu aceste noi măsuri. Și nu sunt deloc puțini. Micro-întreprinderi, IMM-uri, fermieri, oamenii angajați, pentru că noi toți, dacă e TVA-ul, noi toți. Adică toată lumea va fi afectată, nu puțină lume. Și cum? 460 și ceva de parlamentari care să, majoritatea dintre ei, să voteze cu, cum a spus dumneavoastră. Care vor sta să se uite, de fapt. Ei vor fi niște martori pasivi aici la ce problema se întâmplă acolo. Nici nu o să fie vot, nimic, pentru că va fi în procedură de asumare. Da, exact. Se vor uita cu unii care nici ei nu știu pe ce și angajează răspunderea, trec pe o bandă rulantă. Că vom fi informați. Da. Dane, deci e foarte interesant cu domnul Ciucă, e foarte indignat, nu că s-ar putea să vină niște măsuri care să lezeze electoratul PNL sau pe mulți dintre români, peneliști sau nepeneliști. Domnul Ciucă e indignat, ai văzut mai devreme, că sunt unii care în partid se foiesc nervoși pe acolo, domne, s-a trecut prin BPN. Dacă s-a trecut prin BPN, gata, e cu sigiliu, nu știu, ca de la Sfântul Duh venită chestia asta. Tudor, eu zic că mă interesează puțin spre deloc tensiunile interne, frustrările și a zisa revoltă din PNL sau din orice alt partid. Sunt problemele lor. Dacă vor să schimbe ceva,
n-au decât să o facă, să iasă bărbătește, așa cum s-au făcut schimbări în istoria politică post-decembrist în multe alte partide, inclusiv în interiorul lor, în dreapta. Dacă sunt mulțumiți cu ceea ce e acum și treaba merge bine, e foarte bine să-și vadă de viața lor politică. Ce problemele mele... Ce acum, iartă-mă, ce înțelegi prin asta? Să stai agățat la remorca, remorca la PSD și oriunde se duce PSD-ul... Dacă le e bine, dacă le e bine se regăsesc cu povestea asta, simt că vor face o figură frumoasă la anul, că până la urmă sunt analizele lor interne, sau că nu. Pe românul de rând îl doare puțin spre deloc și aș pune și unde, dar nu vreau să te amendeze ce ne-au de problemele astea. Sau că nu interesează când pe o să-i crească TVA-ul, o să-l doară de problemele. Poate că în momentul de față sunt mulțumiți fiecare cu pătrățica lui, pe județe, pe ce-au ei, pe ograda fiecăruia, pe primării, pe... Dacă se regăsesc și simt că la anul, repet, vor face o figură frumoasă, șapo și cu asta basta. Dacă nu se regăsesc, noaptea cuțitelor lungi, am mai văzut-o în politica mioritică, păi în multe partide, târziu, hârști. O să fie prea târziu, niște facilități vor fi fost eliminate, niște taxe vor fi fost crescute. La subiect niște atunci. Măsuri auzi, hai o să ajungem la subiect aici, că m-a amuzat cum ce spunea domnul Vâlceanu mai devreme cu posibila dilema colegilor domniei sale, care vor alege, avea de ales între ce dorește poporul votant, măcar ăla de dreapta, versus colegul ministru sau ce-o fi el. Iertați-mă că vă spun, dar eu n-am simțit de 30 și ceva de ani, sau hai de 25 de când fac presă, că poate înainte eram prea mic ca să se sesizez și să simt, o dorință de asta a lesului mioritic, de în stânga, de în dreapta, de în mijloc, de unde vreți, în a asculta mult mai mult poporul și dorința și nevoia și ce vrei, repet, poporului, versus interesul de partid. Că dacă ascultau vreo unii, am fi avut și noi un parlament de 300, nu de N-sute, am fi avut și noi alegeri în două tururi, cum vrea poporul, n-am fi avut pensii speciale, privilegii și alte alea. Adică, asta cu urechea spre popor, eu nu mai halesc de mult. Bun, ce se întâmplă în PNL în ultima vreme? Nu mai ești cu urechea? E simplu, domnul Vâlcea, nu mă spun eu, votul va fi simplu, va fi ce se întâmplă pe interesul partidului, nu pe interesul poporului. E adevărat, având în vedere că 2024 e un an mai special cu patru întoarceri la popor, da, cumva urechea va trebui un pic lăsată și spre vocea asta a poporului. Dar pe de altă parte, nu înțeleg. Da, hai să vorbim un pic de... Hai să vorbim două fraze dacă ciucă, dai voie. Ciucă, bot de flutură, ăia nu mai ascultă de nimeni, decât de ei înșiși și de cine bine. E o mâna în această bine. Direcție. Doamne, la că le e foarte bine. Merge treaba în județ, simt că primarii vor trage, că aleșii vor veni. Afacerile, că poate or fi și alea, zic și eu, nu știu, așa au fi și în politică. Merg și alea, de ce să schimbe ceva? Bă, de ce ați schimbat ceva? Da, hai să vorbim două fraze de învoie pe despre... Ne spui, iartă-mă, după ce ne treci pe domnul Sabo. Nu va mai fi nimeni. Cum adică PNL? Cum să dacă noi facem lucrurile astea la anul, mă tem că electoratul PNL nu va depăși, vom avea cu o cifră. Cum, domnule, și greșește președintele, că ați văzut ce ura zilele trecute, scoruri mari, la fel de bune, PSD-ului și PNL-ului la anul, ca să guverneze în continuare împreună. Ăsta e visul prezidențial și pentru viitor. Eu o spun de ceva vreme și unii au zis că-s nebun. Domnule, dacă sunt luate și aceste măsuri fiscale, nu mă mir deloc atunci când văd aur pe prima poziție, da, în sondaje și chiar la europarlamentare. Iar noi... pe locul 4. Pentru că, și vorbeam înainte de a intra în emisiune, noi când am candidat am spus așa, o să vă dăm PNRR, o să vă dăm Angel Salini, o să vă dăm dezvoltăm România, a fost sloganul PNL. Nu vom face niciodată alianțe cu PSD și așa mai departe. Nu vom introduce taxe. Toate lucrurile pe care le-am spus și ce am făcut acum. Evident că mă uit la electorat. N-am cum să nu mă uit la electorat pentru că altfel... n-am existat niciunul la PNL. Aur va fi aproape sigur pe primul loc și ca urmare a altui fenomen, și anume a faptului că românul este stătut, n-a mai ieșit de mult la vot și vom avea probabil o prezență mai mare decât cea obișnuită, în care partidele mari își făceau treaba, să o spunem și pe asta, cu propriul activ de partid. Că e simplu, 200.000 de oameni activ unui partid,
altfel se prezintă la un 20% prezență și altfel iese activul respectiv la 80% prezență. Nu cred că o să avem 80%. Asta, Doamne ajută, să avem 90%. Dar dacă prezența va fi 50+, e evident că s-a schimbat automat tot calculul. În parlamentarele trecute, prezența a fost 50%, deși cei care votează acum aur au ieșit acum la vot. Acum vor fi 60%. Și noi am câștigat alegerile alea. Dar cum arată lucrurile, domnule Sabo, în toată povestea asta, în care e așa ce ți se dă, nu știi, e un plic acolo, închis, sau nu are nimic în el, dar scrie pe el, votează-mă. Hai să spun și o altă voce, în sensul în care nu cred că e nedemocratic în general o angajare a răspunderii. S-a mai realizat în România, este prevăzut de Constituție. Da, poași. Bun, asemenea subiect. Nu, nu, hai să spunem, deci nedemocratic e ceva ce nu este în Constituție, nu este în cadrul constituțional. Ultima oară, uitați, de exemplu, Macron în Franța, pe o chestiune foarte serioasă, creșterea vârstei de pensionare, și-a angajat răspunderea, pentru că nu putea conta, era foarte clar, pe o parte din propriul partid în momentul în care trebuia să treacă acel vot. Bun, sau dar lucrul era unul și era foarte clar și foarte dezbătut, clar. Și da, răz okay. Dezbătut. Nu, nu, nu. Noi aici vorbim de o listă vagă, neconturată de chestii. Să spunem că este o instituție democratică. Dacă e oportun pentru ca această măsură să fie adoptată printr-o angajare a răspunderii, este altceva. Uitați, tocmai înainte de a finaliza sesiunea anterioară, am avut o dezbatere pe legile educației, care și ea, la un moment dat, a fost o discuție să fie pe o angajare a răspunderii și coaliția a decis la momentul respectiv, deși e foarte important, deși este un proiect mult dezbătut, pentru că România Educată, într-adevăr, a avut o dezbatere de ani de zile. A ajuns în Parlament, s-a pus pe masă și am avut în 2 luni de zile, le-am trecut în ambele camere și da, am putut să mai verificăm anumite proiecte, să mai găsim soluții comune, inclusiv cu cei din opoziție la momentul respectiv. Deci eu cred mai mult în procedura parlamentară clasică decât în angajarea răspunderii, dar nu spun că în anumite momente tensionate acest instrument nu va fi folosit. Nu-mi dau seama, pentru că vedeți, aici ar trebui să vedem măsurile și aici aveți dreptate. Bună observație, exact. Deci, peneliștii nu s-ar fi întrebat, domnule Sabo, domnule, dar trebuie să vedem măsurile înainte să votăm. Dacă văd măsurile și spun, domnule, uite, este o chestiune foarte serioasă, este o chestiune care, într-adevăr, ar duce spre o explozie în propriul partid, dar sunt necesare și atunci ar trebui să arăt. Dom'le, igaura e de 20 de miliarde, de 30 de miliarde sau de 40? Că nici acum am auzit foarte multe cifre. E 20 sau 40? Nu-i tot. Știți una. Ce am auzit eu azi apropo de gaura bugetară? Iertați-mă, că da. Păciucă spunând, dom'le, toți am contribuit la această gaură. Care toți? Eu aș vrea să știu. Eu, tu, cine a contribuit la povestea asta? Guvernul din care face parte și PNL-ul? Căciul ăla care a fost ministru plimbat prin toate ministerele? Vedeți, a doua informație importantă care a trebuit să știm, pentru că au fost discuții la Bruxelles, ok, cu ce s-au înțeles? Care este cifra de deficit pe care o putem gândi pentru acest an? Va fi de 5,5, va fi spre 6 sau va trebui să o ținem pe cea de 4,7? Deci sunt anumite lucruri pe care în momentul de față, neștiind aceste lucruri, eu cred că nu putem să spunem dacă această procedură este una corectă. Uitați un răspuns, iertați-mă, vine parțial de la Boloș, 45 de miliarde de lei. Ar fi estimarea ministrului de finanțe. Este așa. Cu 5 miliarde mai mult decât săptămâna trecută. Săptămâna trecută era 40 de miliarde. Da. Deci eu cred că, vedeți, și de aici nesiguranța și de aici nesusținerea populară. Pentru că au mai fost momente de criză economică, când într-adevăr în România au trebuit să fie tăiate salarii, au existat decizii foarte dureroase bugetare și atunci președintele țării de atunci a ieșit și a spus, domnule, asta este, trebuie să tăiem anumite decizii, să luăm anumite decizii nepopulare, ni le asumăm și mergem înainte. Acum, acest lucru lipsește, să vedem tot spectrul complet ca să vedem care sunt soluțiile. Și în acest context, eu cred că este guvernarea pierde acele procente de care vorbea domnul Vâlceanu, pentru că eu cred că electoratul, cu toate discuțiile pe care le provoacă, unul este mult mai educat și mai înțelegător dacă îi spui corect
lucrurile. Și nu există o țintă mișcătoare că azi avem un deficit de 20, mâine unul de 30, mâine nu 40 și săptămâna asta deja 45. Dacă e trădat, asta de unde apare o certitudine. Dacă erați cumva în logica de acum câteva luni, în care erați la guvernare, ce ați fi făcut fiind puși în situația de astăzi? Cu un Ciolacu care trecea pachetul ăsta, noastră fiind a treia roată la căruța guvernării. Ce ați fi făcut? Foarte simplu. Spuneam din start că trebuie o decizie transparentă și să spui, domnule, acestea sunt, trebuie ieșit și asumat o soluție. Dacă adică i-ați fi criticat din interior sau ați fi ieșit de la guvernare? Nu, noi am susținut UDMR, a susținut la un moment dat deciziile curajoase și, hai să spunem așa, care nu erau populare la momentul respectiv, dar au fost sănătoase pentru România, le-am susținut, ni le-am asumat. Nu ne-ați văzut niciodată ieșind din guvern. Dar e foarte simplu ca să susții ceva dacă este corect și explicat. În momentul de față, această țintă mișcătoare, eu cred că decredibilizează această procedură. Trebuie spus, avem acest deficit. Simplă. Acestea sunt ne-am măsurile. Angajat că tăiem, că nu ne mai dă oia banii. Mie mi se pare că la PNL e exact invers. La PNL este oricât de vag și de tulbure și de mocirlos e proiectul, vag nu merge. Contați pe noi că noi votăm și mergem înainte. Merge. Dați-ne chestii cât mai vagi și mai nedefinite, că noi pe alea le votăm cu ochii închiși. E complicat să vii să explici lucrurile astea după ce, așa cum discutam în emisiune până acum, gaura asta n-a existat. Deci vă aduceți aminte, domnul Ciolacu a venit și a spus ce gaură, nu există așa ceva. Atunci când a ajuns la și el premier, a început să o recunoască. Dar știți ce e cel mai interesant și mai greu de acceptat, mai ales la noi, la PNL? Faptul că în ședința de aseară ni s-a părut că avem o ședință cu domnul Ciolacu și cu domnul Câciu. Adică ni se spunea, domne, știți ce e de vină? Noi trebuie să luăm măsurile astea din cauza PNRR. Și nu spun datorită. Din cauza PNRR, așa ni s-a spus. Da. Pentru că, uite, în PNRR sunt... Dom'le, și toată lumea era extrem de enervată și spunea domnului Boluș foarte clar, dom'le, dumneata ai fost chemat la Bruxelles pentru că ai deficit mare. N-ai fost chemat acolo să discuți despre PNRR, dom'le. Te-au chemat și pe tine și restul de miniștri să spuneți cum acoperiți gaura asta din buget. Despre deficit a fost vorba. N-ați fost chemați acolo să vorbiți despre PNRR. Știți de ce e deranjantă? Pentru că, de fapt, ajungem la ce vorbeam mai devreme. Încearcă să te păcălească. Și oamenii se prind. Și apropo de păcăleli, are cineva vreo îndoială că de fapt măsurile astea vor fi cât se poate de debalansate în defavoarea cetățeanului de rând și a antreprenorului și a companiilor și cât se poate de îngăduitoare și de blânde cu statul ăsta bugetofag, cu tot aparatul ăla infernal niciun dubiu. De funcționare? Deja are ceva vreun dubiu de aici tot. Prezent? Hai, domnule, ce... Da? Cum să... dacă ar fi invers, nu le-ar mai ascunde. Deci din start este pe o logică de bun simț. În mod evident, fiindcă vă vor afecta o mare parte din populație, o mare parte din populație, de aceea stau ascunse. Dacă afectează și o să afecteze mai puțin de pe zona de buget, de instituții, iată, nu știm uitați, nimic. Pe zona de instituții, ca să vă spun, care este și nedumerirea noastră. Una dintre pierdanții cei mai mari, sau unii dintre pierdanții cei mai mari, se pare că va fi zona de cultură, care are cel mai puțin buget. Are cel mai mic buget. Și evident că și economia va fi aproape insuficientă. Gândiți-vă, dar e dureroasă, pentru că e foarte greu să reconstruiești anumite instituții culturale. Să spui că, domnule, trebuie să unești... Azi am avut o discuție în Comisia de Cultură cu doamna ministru Turcan și spunea, domnule, da, acele instituții care sunt sub 50 de persoane vor fi comasate. Și am întrebat-o, ok, doamna ministru, dacă avem o bibliotecă județeană care e sub 50 și avem o filarmonică cu sub 50, atunci ce le facem? Vor cânta cărțile sau... Cum le unim și pe care lege va funcționa? Pe legea bibliotecilor sau pe legea de instituțiilor de spectacole? Deci sunt anumite lucruri și vedeți zona de cultură. Deci este, dacă vă uitați în bugetul, domnul Vâlceanu a fost ministru de finanțe, știe, are cel mai mic buget Ministerul Culturii din
tot guvernul. Da. Și atunci, în această direcție, mergi și spui că vei salva 45 de miliarde? Nu, pentru că aici va fi o durere mai mare. Sunt persoane care vor ieși public și se va putea spune, domnule, am tăiat și de la stat. Dar arată bine listuța cu tăieri. De ce spuneam că e o bătaie de joc? De sus până jos sunt toate direcțiile față de alegător și ceea ce îl preocupă pe el și ceea ce își dorește el. Știm cu toții, nu, ce ecouri continuă să aibă tragedia de la Crevedia de zilele trecute. Astăzi am văzut un episod halucinant pe care o să-l discutăm imediat. Niște avocați ai afaceriștilor cu acele stații care au venit la Crevedia încercând să convingă lumea că o să fie compensații, că o să-i ajute să-și repare locuințele distruse de explozii și așa mai departe. Dar ce e cel mai important este că am văzut un primar al localității făcând un fel de mediator, de aducător de pace socială. Unul care încerca să spună tuturor, hai domnule să ne dăm mână cu mână așa toți cetățenii să fie bine, să nu fie rău. Nu, sunt emotiv, n-am de ce. Uitați-vă frumoase, la ce cir participăm noi acum? Spuneți că e cir? Nu vă e bine să zicem dumneavoastră. Vă rugăm frumos să-l ascultați pe domnul avocat. La mine nu ridicați vocea, că vă garantez. Vă garantez că dacă vă ridic eu vocea, ieșiți afară. Bă, doamnă, n-ați să-ți mai cu vocea mare mereu. Da, sigur că la episodul ăsta s-au înțepat cum putea să lipsească Marte din post, nu? Dar s-au înțepat și alți politicieni. Dar nu asta ne interesează. Ce ne interesează în momentul de față este că acest domn, pe linie de partid înrudit cu primarul din Carac, al tatăl afaceristului cu pricina, încerca să vină acolo și să spună, domnule, ascultați oamenii, hai să încercăm cu toții să facem, să fie bine. Asta e treaba unui primar dintr-o localitate zguduită la propriu și la figurat, care a traversat o dramă cumplită în aceste zile? Asta e treaba lui? Oamenii să facă pe binevoitorul cu avocații părții adverse? Avocatul l-a scoate din... O să explic și cu avocatul foarte scurt. Dar hai să începem cu primarul, ca să nu vorba aia, să nu ocolim întrebarea. Primarul acesta a reprezentat în ultimele zile și au putut vedea românii privindu-l toată splendoarea mizerabilă, ca să fac așa un joc de cuvinte, a unui soldat de partid bine ancorat, atât în partid cât și în business și în tot ce poate fi mai abject în această construcție. L-am văzut de la ăla ploștit în primele două zile, în care, umil, în care nu mai știa pupa, stătea până locurile alea unde dusese oamenii nenorociți și dormea pe lângă ei pe acolo, până în faza de astăzi, inclusiv în cea de ieri, în care după ce a trecut o săptămână de la tragedie, omul avea de băgat pe ordinea de zi o combinație. Că și de asta poate vorbim puțin, că omul avea de dat un teren către un ruda unui consiliu. O combinație clară, politică, subiect și predicat. Și cumva l-a încurcat, pentru că mai are puțin din mandat, era combinația discutată și ăștia cu presa lor și cu explozia lor și cu morții și așa mai departe, îi stricau combinația. Deci am văzut cât se poate de urâtă parte a unui ales, culmea, de care până acum 8 zile, 9 zile, nici măcar n-au zis ei. Deci așa înțelegem și noi românii ce personaje scabroase, că altfel nu pot să le spun, zac în această politică și în aceste comunități. Da? Aparent mică, nu e vreo miză. Bă, primarul din Crevedia, că îți spune repede așa, unul nu știa unde e Crevedia pe hartă, bă, unde e, ce e cu e, nici nu dai importanță. Ca să nu mai zic și ălalalt de la Caracal, că nici pe ăla nu te dai doi bani. Cine, bă, unul pe acolo, pe la el, pe la țară? Și ei, de fapt, împărățeau o suveică de firme, de stămintea în loc, dacă îi spui unul care face business, are două fabrici sau face cultivă, nu știu, 10.000 de hectare, rămâne ăla șocat când vede ce cifră de afacere aveau ăștia doar pe combinații. Ia gazul, uite, gazul de gazul. Despre ce vorbim? Acum revenind, circul ăsta... 10 milioane de euro date, iartă-mă, de afaceristul cu pricina...
să scoată din piață un concurent. Să ia halca de afacere și nu ăla. O infecție, un puroi, Tudor. O infecție, un puroi am putut vedea. O rețea de care... puroiul din partide. Și acum, ca să fiu politically corect, eu spun că povestea asta nu este replicabilă și în alte partide. Nu e acum, hai să vedem, numai gata, roșii numai ăștia au, numai ăștia sunt cu gaze, cu nu știu. Să vezi că dacă când o să intrăm și o să intrăm pe gazele astea și pe altele, o să le găsim și la alții în bucătărie, da? Că și aia gătesc, nu au și ei gazele lor. Sigur, glumesc. Apropo de avocat, o singură observație, că l-am văzut acolo, era un soi de paratrăznet. Omul săracu nimerise într-un context evident. Ăștia sunt avocați, iau banul de la bun, de la rău, te duci acolo și trebuie să fii paratrăznet. Ce am văzut, însă nici pornografia aia nu mi-a plăcut. Iartă-mă că spun, adică până la urmă eu ar trebui să văd acolo o masă, poate nici măcar rotundă, ci împărțită în două, în care de o parte erau necăjiții, amărâții, oamenii aia cu blestemul căzut pe cap, de partea cealaltă, sigur, și primarul mediator și trimisul reprezentantul firmei și atât. Nu circ, nu șopârle de-astea politice, unii care vin cu reptori, așa nu mai pot nici pe ăștia, că da, nu pot să-i las nici pe ăștia. Da. Bă, reptori ăștia care au văzut că-i nenorocie, au văzut că faci accesări și pe Facebook și pe dragi și pe lași, când pui premier, bă, acolo, că eu am alegere, am partid în spate, trebuie să capitalizez. Bă, nici ăștia nu mi se par. Nu. Ce căuta acolo? Iartă-mă, dar trebuie să mă, ce căuta Șoșoacă în povestea aia azi? Puneți-mi care era rolul ei. Da. A alinat suferința ălora, le-a fost ălora mai bine după ce a făcut ea circ acolo și cu fustele bine, în sus. Cum zicea Dan Vâlceanu mai devreme, bă, la europarlamentarele de la anul, bă, când oamenii cumva, nemulțumiți, bă, cumva că astfel de personaje... Să se pună legi și să se pună cumva ordine și în povestea asta, în exhibițiile astea politice, în circul ăsta, în... Păi iartă-mă, dar eram, la un moment dat am vrut și eu să... Că stau relativ aproape și zic, bă, mă urc în mașină, mă duc și eu în 25 de minute, eram... Păi zic, ce să caut acolo în show-ul ăsta grobian, în urletele alea, în vacarmul ăla, în niște exotici de ăștia. Primarul ăsta cu combinații, în... cu sau fără combinații, ne arată genul ăsta de primar, cât de departe sunt primarii ăștia de oamenii lor, de oamenii pe care îi reprezintă, pe care trebuie să îi reprezinte, fie când vine vorba, iată, de aceste nereguli, la care închid ochii, se uită în altă parte, încearcă să pună batista pe țambal când se întâmplă o nenorocire, sau, cum a fost în voluntari, cu azilele groazei, la fel, care, noi nu știm nimic. Dă-mi voie o scură să mă unipăze. Cetățenii să bage bine la cap că pe ăsta de la Crevedia și pe alții sute din țara asta, ei țin și ei trimit acolo, ei aleg. Culeg ce au semănat, asta vreau să ajung. Asta trimiteți ăștia aveți. Care-i gradul de responsabilizare? Cine-i trage pe ăștia de bretele, de mâneci, de gât la nevoie în momentul în care derapează în felul în care derapează? Cetățenii unde sunt în toată povestea asta? Nu poți să o faci decât la vot. Din 4 în 4 ani, sau poate că uneori mai devreme, doar că putem să ducem acolo cea mai mare parte de răspundere. Dar să ne uităm totuși, sunt 6.000 și ceva de cetățeni în Crevedia. O mare parte dintre ei, ați văzut, mergeau și își umpleau buteliile. Acum, sunt ei vinovați că sunt săraci? Sunt ei vinovați că au mai puțină școală, carte și respectiv asta înseamnă mai puțin acces la o informație și la o informare din mai multe părți, astfel încât dacă îți spune primarul care a fost condamnat când l-ai votat un lucru pe gură, tu să poți să realizezi, să îți dai seama că te minte, că nu te minte, sau asculți și din altă parte. Ai posibilitatea asta în mod real? Nu o ai. Deci sunt persoane, foarte multe la noi în țară, care sunt ținute în această sărăcie și în această necunoaștere. Ne așteptăm de la dumnealor să vină, să mai vină la vot. Prin înțelepciunea pe care o capătă în zeci de ani, unii dintre ei pur și simplu nu mai vin la vot, adică măcar atât își realizează că nu se schimbă nimic mai bun în viața lor de zi cu zi și nu mai vin la vot. Și aici, cam aici suntem, adică suntem în zona unei prăpăstii. Ori vom face o democrație mai bună, ori reușim să ne ridicăm ca societate. Într-adevăr, clasa politică să se alimenteze din societatea civilă, să vină și alți oameni mai buni în politică, astfel încât măsurile politici publice să fie realiste, să nu mai fie vorbe pentru campanii și atunci țara noastră va crește, copiii vor mai rămâne aici, ori dacă nu, va fi iarăși un punct la care vom ajunge foarte jos și de acolo nu ne ridicăm decât printr-o mișcare, nu știu, o altă revoluție, o altă situație. Altfel eu nu văd în momentul ăsta, mi se pare că cu toată nebunia asta din toată vara, cred că vedem cu toții realitatea în față. Vedem cu toții realitatea în față și nu mai vedem dincolo de zid. Dar zidul poate fi dărâmat de noi, de fiecare dintre noi.
Da, trebuie să credem în asta și trebuie să reușim. Realitatea asta văd că o constatăm doar când apare o astfel de tragedie. Azi mă uitam control la toate stațiile GPL din țară. 60 dintre ele au fost suspendate, au fost găsite mii de nereguli. A venit și prefectul Capitalei, foarte vorbăreț de când e prefect, să ne spună că sunt foarte multe stații GPL cu probleme în capitală, că sunt printre blocuri, că sunt printre școli. Și eu mă duc mai departe cu întrebarea, dacă primarii ăștia de comună, de oraș, de sector al capitalei, să facă plouă la aceste probleme, dacă ISU vine și intervine doar când e destins incendiu, dacă Parlamentul se uită și nu legiferează ca lucrurile astea să se întâmple, domnule Vâlceanu, la ce îmi folosesc mie toate statisticile astea? Că azi au fost închise 60, că au fost găsite mii de nereguli, că a inventariat Hoping. Am început acum o discuție sinceră, onestă despre România reală. Și am să continui și eu în același context cu România reală. Eu am un primar la mine la Gorj, care a fost viceprimar, a fost prins în flagrant când lua șpagă, a făcut închisoare, a ieșit din închisoare și s-a ales primar după aia, nu viceprimar. Oamenii din comună l-au ales primar. Știind clar ce a făcut, știind clar unde a fost. Deci, asta e un exemplu. Al doilea lucru pe care vreau să spun. Domnul primar despre care vorbeam mai devreme va candida. Și anul viitor. Va candida tot de la PSD. Și va câștiga. Pentru că oamenii... Și ala din Caracal la fel, probabil. 100%. Pentru că oamenii, de exemplu, care își umpleau butelia acolo, să știți că știau cine îi ajută. Adică, nu că se ducea primarul cu ei, dar probabil avea o înțelegere cu cei de la firma respectivă și zice, băi, un primar te-a ajutat, hai, dă-și tu un vot. La țară oamenii sunt săraci, sunt captivi și e foarte ușor pentru unii să câștige alegeri. Ceea ce trebuie să ne uităm toți și acolo trebuie să arge un semnal de alarmă, este nivelul de corupție pe care îl vedeți sau de care ar trebui să știm la nivel mic. S-a concentrat toată lumea în ultima perioadă despre corupția mare, da? Și, mă rog, cu succese și insuccese. Dar la nivel mic este dezastru. Ce s-a întâmplat la Crevedie este un lucru care ne arată că toată lumea știa tot, după aceea nimeni n-a mai știut nimic. Și singurul lucru pe care l-a făcut guvernul României în acest caz a fost să dea niște ajutoare la oamenii ăia. Bun, deci, nu, de asta, nimeni nu s-a concentrat, domne, dar hai să vedem, știa cineva, nu știa, da, mai ales că, nu aveau o autorizație acolo. Și încă ceva, domnule Mușat, numai atât vreau să spun. Este foarte ușor. Eu vin din business. Domne, orice marfă circulă pe drumurile publice, circulă cu documente de însoțire. Să mă ierte Dumnezeu, nu l-a oprit nimeni niciodată pe un șofer care a intrat în locul ăla să-l întrebe, ia să vedem, mă, ce documente de însoțire ai, pentru că ei mutau gazul în alte cisterne și plecau mai departe. Da. Ăla cu ce documente de însoțire pleca? De unde le procura? Bun. Ce bună observație. Asta vreau să întreb, domnule Sabaudon. Vreo arestare nu vedem și noi în povestea asta? Că înțeleg că să fac cercetări, așa, să fac cercetări. Dar toată lumea a vorba domnului Vâlceanu, nu știa care sunt neregulile. E o problemă de încredere și o problemă în care toată lumea se pricepe la treaba altuia. Deci niciodată, și aici eu cred că aceasta este problema sistemică, fiecare instituție încearcă să se acopere cu hârtii și dacă iese cu bai, atunci nu eu am fost, el este de vină și încearcă să caute în atribuțiile celeilalte instituții, dacă nu cumva acea instituție ar fi trebuit să intervină. Și eu cred că aici ar trebui să intervenim și aici ar trebui să avem o solicitare. Domnule, hai să vedem fișa postului fiecăruia. Dar dacă e în fișa ta de post, atunci tu răspunzi. Nu că altă instituție, nu că alt om. Pentru că de aici apar problemele. Când avem instituții care se încalecă și ați văzut a zilele groazei, cum au fost denumite de către presă, și după aceea au fost făcute controlele. Toată lumea avea în atribuții, în fișa postului, că trebuia să mergi regulat,
trebuia să verifici aceste instituții și ai mers doar când a apărut o mare problemă, a explodat, a ieșit puroiul la suprafață. Și acum, când de ani de zile spunem că există o problemă cu drogurile în zona școlilor, în zona de învățământ, noi în Comisia de Educație am avut o dezbatere în această chestiune și am solicitat o intervenție, ne apucăm de această problemă atunci când un băiat omoară alți tineri cu mașina. Imediat după atunci, publicitate. Acestea sunt problemele, pentru că noi întotdeauna ne uităm la ce ar fi trebuit să facă cealaltă instituție. Foarte bine. Ne uităm la toate cazurile pe care le-am inventariat doar astăzi de șoferi beți și drogați sau una sau alta care omoară oameni sau produc daune. Ne uităm de asemenea la arderile ilegale care continuă, bine mersi. Totul pare să fie statistică fără ca nimeni să facă ceva. Rămâneți cu noi. Da, foarte multe știri numai astăzi despre șoferi drogați, băuți, care fie accidentează oameni, îi ucid, iată cum s-a întâmplat la Popeș-Leordeni cu femeia ieșită în prag, culmea, era ziua ei de naștere, aștepta să primească vizitatori. Vedem că un șofer beat și fără permis a provocat un grav accident rutier în Neamț, 4 răniți, printre care un copil de 4 ani. Urmărire ca în filme în trafic, un șofer de 18 ani băut și fără permis a intrat într-o mașină de poliție și după aia a fugit într-o pădure. Un alt șofer beat și fără permis a lovit intenționat cu mașina o autospecială a jandarmeriei. Peste tot, pe unde te întorci, șoferi beți, drogați, ambele. Și din nou suntem la capitolul statistici, Dan. La ce ar trebui să ne uităm mai departe de chestia asta? La cine alimentează pe ăștia cu droguri? La cum circulă zvonuri despre cine face asta și totuși ei ajung să circule în trafic, bine, mersi, până să provoace o nefăcută? Da, corectă întrebarea ta. Peste tot vezi, ăștia parcă s-au mulțit ca ciupercile după ploaie. Dacă ne uităm doar la rezultatul final. Domne, o femeie a fost omorâtă de un șofer. Realitatea este însă alta, și anume, acești drogați la volan nu au apărut de o lună, de 3, de 6, sunt de ani de zi, de câțiva ani. Cei de la Brigada Poliției Rutiere, la București cel puțin, că aici stau eu o mare parte din timp, mi-atrăgeau atenția asupra fenomenului ăsta de câțiva ani de zile și îmi spuneau, bă, Bucura, uite, că eu mai fusau cu ei, mai povestim ce, băi, e incredibil, găsim drogați, la un moment dat, aproape la fel de mulți ca bețivi. Asta era ceva halucinant, nu puteai în România acum 2-3 ani să... Acum probabil că sunt mai mulți. Acum, asta vreau să spun, e noua realitate. Sunt mai mulți, dar nu apar efectiv în statistici, pentru că ia tot statistic. Câte drug testere ai în dotare și câte alcool teste. Evident că pe ăștia iei mult mai repede. Faci 100 într-o seară, de aia faci 10. Ca să nu mai zic că și testarea asta antidrog nu se face la fel de repede ca aia alcool. Adică aia o vezi în 30 de secunde, a suflat ăla, s-a apărut 0-0 sau 0 punct. Asta la altă trebuie să bagi proba, durează. Și atunci evident că faci mai... Dacă ai face la fel de multe teste și ai avea asta, eu vă spun că nu de acum, ci de 2, cel puțin de la 2-3 ani, de perioada aia când eram închiși în casă, găseai număr mai mare la drogați. Asta e o realitate. Acum, evident, tot întâmplându-se nenorociri, și asta face și presa, trebuie să recunoaște. Măi, te focusezi, mai apare un caz de un drogat la nu știu unde îl dai, încă un drogat, ăsta, uite, zile aseară sau nu, dar la sâmbătă, băiatul lui manelistul Guță, celebru Guță, copilul lui, tot drogat, s-a oprit cu mașina într-un gard, n-a omorât pe nimeni, din fericire, l-au testat tot droga și ăla. Deci, cumva noi dăm, rostogolim știrile astea, dar nu facem rău, pentru că dacă le tot rostogolim, cumva zic și eu, Doamne ajută, o să-i trezim pe domnii și de aici din studio și pe colegii și pe toți și o să se mobilizeze și o să dea o lege, Tudor, care să ne apere pe noi ăștia la care încă nu suntem drogați. Și vrem să rămânem așa, sper, cât mai suntem, nu sunt, poate, o să ajungem minoritari în ritmul ăsta. Dar ăștia care încă mai, să ne dea și nouă o șansă la viață. Bun, foarte pe scurt. Că eu plec de la tine din emisiune și acum până acasă eu am, e ca la loteria aia rusească, cu ții pistol la cap. Doamna senator, l-auzeam pe senatorul Cazanciuc zicând, domnule, toleranță zero, de acum facem, dregem. Ce facem? Ce dregem? S-a referit toată la legea... Ciolacul, la fel, toleranță zero. Da. Măsuri? Nu vorbe. Noi asta le spunem înapoi.
Să știți că au fost în acești cel puțin 3 ani de zile, au fost măsuri de a înăspri sancțiunile. Și iată că pe mine mă miră acum aceste lucruri pe care le spune PSD în mod deosebit, că ar fi și ei de acord cu această direcție de a sancționa mai aspru. Pentru că atunci când am propus tot felul de măsuri în codul penal de năsprire a unor sancțiuni, de exemplu, atunci când copiii erau victime la infracțiuni sexuale. După aceea, avem, USR are mai multe inițiative în zona de reguli circulație rutieră, să năsprim iarăși mai multe pedepse de acolo. Toate aceste proiecte ale USR-ului, și sunt peste 8 proiecte, zac de 2 ani și jumătate în diferite comisii, la PSD, președinți de comisii, respectiv la PNL. Deci ele nu sunt priorități, nu au fost pentru dumnealor priorități. Acum când grozăviile sunt pe masa dumnealor și le văd cu ochii mari, spun că e nevoie de legislație. Domnilor, legislația este propusă, este însertare. Da. Putem să o facem și mai aspră decât noi am propus. Putem să o facem mai aspră. Bun, o să ne întoarcem la subiect ceva mai târziu în emisiune, pentru că vă spuneam, mai e vorba și de arderi ilegale, tot la capitolul statistici, mereu constatări peste constatări, dar în foarte scurt timp, după publicitate, revenim cu declarațiile șocante ale ministrului ucrainean de externe, care spune că ucrainenii au dovezi că o dronă rusească din cele implicate în atacul asupra portului Ismail ar fi căzut în România și se contrazice cu partea română. De ce? Care e miza acestei discuții? Imediat.